Parlamentul a lucrat astăzi online, atât Camera Deputaților, cât și Senatul. La Camera Deputaților au fost dezbătute câteva inițiative legislative cu impact foarte mare imediat. Spre exemplu, care sunt prevederile pe care le-ați votat pentru legea care are în vedere plata suplimentară a tuturor cadrelor medicale implicate în lupta împotriva COVID-ului? Da, este vorba de un proiect de lege care recunoaște efortul și implicarea oamenilor care se află în linia întâi, a eroilor, așa cum practic îi numim. Acest statut îl merită pe deplin pentru că sunt cele mai expuse persoane. Noi am venit în Parlament cu o modificare prin care recunoaștem meritele cadrelor medicale, un lucru care este de altfel și firesc. Și în condițiile în care, Doamne ferește, se întâmplă să-și piardă viața un cadru medical, și nu vorbim aici doar de medici, vorbim și de infirmiere, asistente, asistenți, îngrijitori, îngrijitoare, de asemenea personal auxiliar care muncește în spital. În condițiile în care una din aceste persoane își pierde viața, beneficiază de o pensie de urmaș moștenitorii acelei persoane. Vorbim aici de o pensie de urmaș în quantum de 75% din veniturile sau din salariul pe care îl avea la acel moment respectiva persoană. Este adevărat că nu este mult, nu este suficient sau nu poți reda acelei familii persoana dragă pe care a pierdut-o, dar este un sprijin pe care Parlamentul s-a gândit să-l ofere. În felul acesta să fie un suport pentru acea familie care trece prin momente deosebit de grele și care la acest moment nu beneficiază de niciun fel de recunoaștere de acest gen. Chiar în județul Ialomița avem din cunoștințele mele, cel puțin o asistentă care și-a pierdut viața, care avea două gemene, care lucra la Spitalul Țăndărei, din Comuna Sfânt, dacă nu mă înșel, și care familie, practic, nu a beneficiat de nicio recunoaștere sau suport financiar în acest sens. Mai mult decât atât, dincolo de această pensie de urmaș, moștenitorii familiei beneficiază de medicație gratuită pe toată durata vieții în rețeaua Ministerului Sănătății și alte facilități care țin practic de acest sistem medical de sănătate. Aceasta este considerat noi o lege destul de importantă pe care am reușit să o aprobăm astăzi în Camera Deputaților, ea fiind votată săptămâna trecută în Senat și urmează să intre la promulgare și în 10 zile maxim să producă efecte. Altă lege pe care ați dezbătut-o astăzi, am văzut cea referitoare la credite, la amânarea creditelor. Care este noutatea? Da, știți foarte bine că guvernul Orban a aprobat o ordonanță prin care se suspendau creditele persoanelor fizice și juridice. Doar că știți foarte bine, domnul Câțu, ministrul finanțelor, spusese că se va plăti dobândă la dobândă. Practic era capitalizată dobânda, lucru care nu se întâmplă în niciun stat european și în toată lumea la acest moment. Am eliminat această inechitate pentru că nu era firesc pe o astfel de situație de criză să suporte tot populația și practic la acest moment există posibilitatea pentru cei care vor să suspende creditele să nu plătească o dobândă suplimentară, lucru care i-ar afecta și mai mult. Mai mult decât atât, am adăugat la categoria de beneficiari, inclusiv fermierii, despre care vorbeam săptămâna trecută, care au suferit pagube materiale din cauza secetei extreme pedologice și în felul acesta îi ajutăm, îi sprijinim și pe ei pentru a putea să ducă mai departe creditele pe care le-au deja angajate în acest moment. În discuțiile de astăzi, din plenul Camerei Deputaților, online, bineînțeles, ați avut în discuție și exportul de bușteni. Cum s-a finalizat această inițiativă?
E un proiect de lege care interzice exportul de buștan și lemn rotund pe o perioadă de 10 ani de zile. Este vorba despre export în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii Europene? Este vorba de export în afara granițelor României. Practic nu se mai poate face export de buștean și de lemn rotund, acesta trebuind să fie procesat în România, în felul acesta asigurând dezvoltarea pe orizontală a locurilor de muncă, pentru că băgând acest lemn în procesare, practic generez locuri de muncă, generez venituri mai multe, taxe și impozite care se plătesc în țară. Ideal ar fi ca tot ceea ce înseamnă materie primă de principiu să nu mai exportăm și să procesăm cât mai mult pentru a aduce plus valoare produsului pe care vrem să-l oferim la export.